partită din turul play-off-ului Europa League, contând pentru calificarea în grupe. Au participat antrenorul echipei Marușu Mudică și mijlocașul Valerii Găgăman. Subiectele de declarațiilor și ale discuției cu jurnaliștii, șansele de calificare ale astrei parcursului echipei, lotul care va intra în teren, problemele financiare ce pot apărea, eliberarea patronului Ioan Nicolae, convocarea patru jucători la națională și multe altele. Despre ce putem să spunem că este prima partidă dintr-o dublă foarte importantă pentru clubul nostru, pentru jucători, pentru mine, pentru toată lumea, pentru fotbalul românesc. Este o partidă dificilă, cu o școală puternică de fotbal, mă refer la cea olandeză, o echipă reprezentativă pentru ei, alături de Feyenoord și de de vedere vom întâlni echipă bine organizată, bine pusă la punct din toate punctele de vedere și cu siguranță să se echilibrăm puțin forțele, chiar dacă noi avem foarte multe lipsuri față de ei, din toate punctele de vedere, nu mă refer a fost
siguranță că mâine vom pleca cu mâine. Dubla asta, nu știu exact. Pe 27, când se termină, plecăm cu șansa a doua. Realizăm această surpriză și să ne calificăm în grupele Europa League, ceea ce și pentru mine ar fi ceva extraordinar pentru prima pentru unii dintre jucători, fiindcă cu siguranță le crește valoarea imaginea fotbalului românesc, imaginea clubului Astra este o performanță.
și foarte bine că a plecat față de West Ham, vorbesc. Și Geraldo, care nu cred că poate fi recuperat până la ora jocului.
stea pe bancă, având în vedere că nu are licență. Ușor, dacă se va întâmpla așa, și se întreabă ce din conducere că eu să se reinvestească
aici sunt oameni de fotbal. Da. Eu nu văd de treaba mea. Dar este un om foarte deștept. Nu se ocupă cu plagiat și cu asta. Chiar domnul Nicolae e un om deștept și cred că ar putea scrie două cărți, dar nu mă interesează. Despre fotbal, că este unul din jucătorii care trebuie să facă parte din echipa națională și cred că este mai important să vorbiți despre fotbal cu noi. Care au demonstrat că își merită locul. Dacă nici de la echipa de pe primul loc, dacă nici de la echipa care se duce în play-off, nu găsesc soluții pentru
care am enumerat, traversează o perioadă bună a carierei lor sportive și forma sportivă de moment. Și atunci cred că ar trebui să un
portate la finale sezonului să fie primul loc. Trecut de abia 7 etape și dar uitați că prin perseverență și muncă și cred că ne-am comportat ca o familie, asta a fost mai important. Asta a făcut diferența și ne-am motivat. Este
situație, sunt sincer cu ei, știu foarte bine că nu niciodată nu-i mint, asta e cel mai important. Încerc pe cât posibil să mă fac plăcut și să am o relație bună. Referitor la parcursul care l-am avut, chiar vorbeam cu secunzii mei, așa, mergând în mașină. Făceam un calcul că nici nu știu el, de fapt, unul care e cu statistica mai mult, că secunzi care fiecare se ocupă cu ceva și cel cu statistică am spune că am ajuns să avem 18 meciuri o singură înfrângere, vreo 12 victorii și vreo 5 egaluri.
opere și ce să le fac. Deci, vă dați seama, noi terminăm aici o mâine seara, n-avem decât vineri, sâmbătă, duminică, jucăm cu Iași și după care trebuie să ne ducem la Almar, după aceea duminică, jucăm cu Petrolul. Asta se întâmplă meciul.